Coșmarul familiei Furdui pare să se apropie de final. De aproape 2 ani, părinții și cei 7 copii Furdui au fost despărțiți de autoritățile de protecție a copilului din Germania Jugendamt, în mod nejustificat și cu încălcarea celor mai elementare norme și drepturi internaționale, așa cum a reieșit din investigația Tribunei Românești în acest caz. Așa cum anunțam la începutul lunii decembrie 2022, Ruben și Albert Furdui urmează să revină definitiv acasă pe 27 ianuarie 2023. Cei doi băieți ai familiei Furdui au fost mutați din Walsrod anul trecut ca pedeapsă pentru că obișnuiau să fugă de la școală sau de la cămin acasă la părinții lor pentru câteva ore. Din relatările celor apropiați, Ruben și Albert străbăteau distanțe de câțiva kilometri doar pentru a putea trece prin fața casei părintești sau când era posibil să treacă doar câteva minute în interior. Jugendamt i-a mutat la 10 de kilometri de părinți și de restul fraților. De luni bune, Ruben și Albert stăteau cu bagajele la ușa căminului în speranța că vor fi lăsați să meargă acasă definitiv, lucru care nu s-a întâmplat. În schimb, vizitele cu restul familiei fiind tot mai rare și scurte. Pe parcursul ultimelor luni, David, fiul cel mare al familiei, a fugit în România, fiind terorizat de acțiunile Jugendamt împotriva lui, dar mai ales a fraților lui. Relatează tribuna.us. Distribuie și abonează-te pe canalul nostru de YouTube, Focus Creștin.